Salutare, prieteni! Invitatul meu de astăzi este viceprimarul Comunei Florești, Bogdan Pivariu. Salut și bine ai revenit! Salut și vă mulțumesc pentru invitație! Voi, tinerii din Florești, ați lansat o acțiune civică, o acțiune ce urmărește reconstruirea identității comunității și, pe de altă parte, protejarea mediului înconjurător. Cel puțin așa am înțeles eu din discuția pe care am avut-o înainte de emisiune. Poți să ne dai mai multe detalii despre această inițiativă de responsabilizare civică? Da, acțiunea a plecat de la nevoia noastră de a ne construi împreună viitorul, de a încerca să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, de a nu mai tolera acte antisociale și am avut surpriza plăcută să văd că cetățenii Comunei Florești se implică activ. Chiar am primit zeci de mesaje în care erau sancționate fapte antisociale. Ce înseamnă fapte antisociale, mai concret? Depozitări ilegale de deșeuri pe malul unor râuri, pe zone unde, sau mă rog, în zone unde sunt mai puțin populate, diversi locuitori în momentul în care au sesizat aceste fapte antisociale, după cum spuneau. Mi-au relatat, unii mi-au scris, mi-au trimis poze, am acționat prompt. Chiar vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care s-au implicat și care se implică. Spre surpriza mea, de fapt nici nu pot să spun spre surpriză, spre plăcerea mea, nu era o surpriză, mă așteptam ca concetățenii mei să se implice în asemenea proiecte. Și cred că cu aportul fiecăruia dintre noi o să reușim să avem un Florești mai curat, mai verde și vom avea grijă din ce în ce mai mult de el. Practic, această campanie ce presupune? Odată identificarea punctelor fierbinți, să spunem, punctelor cu probleme de pe teritoriul comunei, fotografie, recartare și după aceea ce faceți? Voi mergeți și le strângeți sau colaborați cu companii de specialitate sau ce anume se întâmplă? Până acum am fost doar noi, un grup de prieteni care am încercat să găsim câte o zonă. De fapt, știam de zone, am încercat să ecologizăm și am și reușit să ecologizăm diverse zone. Cum ar fi? Valea Someșului, malul Someșului, o parte, da, acolo a intervenit și administrația publică locală. Am ecologizat de asemenea o altă zonă în Valea Feneșului, undeva în apropierea OAT-ului Sevădisla, adică a comunei Sevădisla. Spre Luna, da. Spre, în capătul satului, da. Luna de Sus. Înspre Sevădisla, practic cum ieși din, da, Luna. Da, da, știu, da, zona aceea. Într-adevăr, erau depozite. Am văzut în timp ce mergeam spre Băișoara, am văzut acolo. Și în urma ploilor din acea vreme au fost foarte multe peturi și plasticuri pe acea apă, în zona respectivă. Am făcut o acțiune chiar reușită, am redat naturii ceea ce era al ei și am avut plăcerea ca locuitorii din acea zonă să ni se alăture benevol. Pe viitor vom colabora și cu alte asociații, chiar profesionale, neprofesionale, chiar ONG-uri au venit înspre noi, înspre această acțiune. Cetățenii care... Unde ar urma să mai fie astfel de acțiuni? Acum. Știu că totuși Florești o comună destul de mare și din păcate sunt și mulți oameni care nu respectă normele de protecție a mediului, însă bănesc că v-ați făcut sau măcar începe să faceți o listă de priorități, pentru că... Da. Lizierea pădurilor, în apropierea apelor, acolo unde apar mai multe deșeuri, gunoaie sau, nu știu, depozitări, unele chiar orchestrate și planificate să fie acolo. Prin aceasta vrem să descurajăm lucrurile, mă rog, faptele antisociale. Există și o componentă educativă a acestei campanii. Întreb acest lucru pentru că dacă veți continua la nesfârșit să strângeți ceea ce aruncă alții și persoanele care nu sunt foarte prietenoase cu mediul, continuă să arunce peturi, cutii de bere și așa mai departe, până la urmă nu faceți nimic, e o luptă cu morile de vânt. Da, e adevărat. Nu. Noi am încercat să ecologizăm, să redăm naturii ce este a ei și să... Practic să dați un exemplu personal, exact, dar, să responsabilizăm, dar,
Și pe de altă parte încercăm să colaborăm cu locuitori din mai multe zone. V-ați gândit să, nu știu, să stați de vorbă cu tinerii pe Facebook, pe Zoom, pe da. WhatsApp, față în față cu respectarea normelor de distanțare socială, în așa fel încât să pornească schimbarea care să includă și pe liceeni și pe studenți și pe elevii de gimnaziu? Da, ne-am gândit inclusiv la un dialog pe platforma Zoom. Încercăm să creăm acum cadrul ca să putem intra cu cât mai mulți în contact și de ce nu să ajungem chiar în școli cu un program la educație civică sau la dirigenție. Aveți în echipă profesori? Avem. Și ce spun în legătură cu aceste campanii? Un lucru, și este un lucru deosebit de important. Cu toții știm că putem progresa prin educație și prin exemplu. Sunt dornici să continuăm aceste acțiuni și chiar să ajungem și în școală, după cum spuneam, cu un pliant, cu diverse informări. Cred că pentru copiii de astăzi Instagramul bate orice pliant. Absolut, dar e pliant în mediul online, că din păcate nu... Vezi, la asta nu am gândit. Da, e o chestiune foarte, foarte interesantă, pentru că am observat că pentru acești copii, așa cum este și normal, contează foarte mult puterea exemplului personal și probabil că dacă văd un viceprimar, un profesor, un director de școală care se implică în strângerea gunoiului, data viitoare, atunci când au impulsul să arunce un ambalaj, o să se gândească de două ori. Exact, măcar atât. Să nu se mai arunce deloc. Da, încet o să, eu sper că o să ajungem acolo. Nu numai în comuna Florești. Cred că este necesar ca acest exemplu să fie luat de cât mai mulți, pentru că, așa cum vă spuneam, cel puțin pe râul Feneș, în imediata apropierei a comunei Săvădisla, au fost peturi care nu erau neapărat depozitate de cetățenii comunei Florești, pentru că veneau din Amonte. Până la urmă, nici nu are importanță cine le-a pus acolo. Foarte rău că le-a pus. Problema mare e că neapărat nu sunt descurajați și sper cu aceste acțiuni pe care noi le facem să apară descurajarea și de ce nu chiar spiritul civic al fiecăruia dintre noi să nu mai aruncăm și să sancționăm fapte antisociale precum sunt acestea. O întrebare, copiii minorii au posibilitatea să se implice în astfel de acțiuni, să participe și ei. Întreb acest lucru pentru că în toamna lui trecut, la acțiunea organizată de Let's Do It Romania, au participat în zona Făgetului și copiii mei, care sunt de școală gimnazială, respectiv primară. Voi v-ați gândit să deschideți ușile simbolic și pentru astfel de copii? Până acum nu am avut minori în echipă, am avut tineri de 19 ani, dar este o idee bună. Să vină cu frățiorii mai mici sau cu verișorii mai mici. Este o idee bună și cred că foarte important să deprindă această educație și dragoste de natură de mici copii. Dar aici e foarte important exemplul părinților și sigur îi îndemn pe părinți, așa cum ai făcut-o tu, să îi însoțească la aceste acțiuni, pentru că este foarte important ce primești de acasă și modul în care ți este canalizată energia. Ce măsuri ați luat pentru a preveni răspândirea coronavirusului atunci când ați pornit la aceste acțiuni? Aceste acțiuni toate au fost făcute în aer liber, am păstrat distanța, ne-am protejat așa cum am găsit de cuvință și așa cum au stabilit autoritățile. Veți repeta în viitorul apropiat astfel de acțiuni? Da. Da, cu siguranță, un calendar sau există o pagină de Facebook sau un site unde... Vom anunța pe pagina de Facebook în momentul în care vom derula din nou aceste acțiuni, locația și este binevenit oricine. Lucrurile au luat amploare de la o acțiune la alta și eu văd o îmbunătățire, văd o conlucrare bună a mea ca viceprimar cu cetățenii care se implică și să știți, vă repet, am primit sute de mesaje în care pe de o parte mi se aduceau la cunoștință anumite fapte antisociale, pe de altă parte mi se aduceau la cunoștință zone unde sunt depozite ilegale de deșeuri. Am primit chiar de la un cetățean, o cetățeană,
o poză cu cineva care chiar în momentul ăla depozita. Da, foarte trist. Foarte trist. Din fericire pentru comunitatea noastră a fost prins, sancționat și deși a și curățat, zona. Nu mai aruncă. O întrebare, ultima întrebare. Cei care vor să participe la astfel de acțiuni, cu ce trebuie să vină echipați? Mănuși e clar. Dezinfectant, mască de protecție, saci menajeri, ce anume trebuie să aducă cu ei? Saci menajeri avem noi, să vină cu multă bunăvoință și cu disponibilitate de a face ceva bun pentru comunitate. Și să nu uite să respecte măsurile de distanțare. Și să nu uite să respecte. Mulțumesc tare mult pentru prezența în această emisiune. Vă țin pumnii să reușiți să ecologizați cât mai mult, pentru că avem nevoie cu toții de o natură mai curată, de un mediu mai curat. Prieteni, vă mulțumesc tare mult. Haideți să păstrăm natura curată și ne vedem pe net.